Dar cu ce gânduri la această reuniune? Păi, în primul rând, să fim sănătoși pentru acest an. Mergem în cantonament să ne pregătim pentru a doua parte a sezonului și sperăm să fie mult mai bun ca prima jumătate a sezonului, pentru că cred că puteam mult mai mult. Cu gândul la titlu, la Cupa României? Trebuie să ne gândim, pentru că altfel nu cred că am mai avea vreo motivație să ne mai pregătim, așa că trebuie să țintim cât mai sus, altfel am sta acasă și nu ne-am mai obosit să mai venim la antrenament sau... Trebuie să ne fixăm un obiective mărețe și cred că le putem atinge dacă suntem concentrați pe ceea ce trebuie să facem. Transferul iernii în fotbalul românesc este la Universitatea Craiova, Dan Nistor. Da, sincer nu mă așteptam, nici nu credeam, poate nici ieri, când am văzut că ar fi fost oficial. Mă bucur, e un jucător care ne poate ajuta foarte mult, e un jucător care mie îmi place personal și să se integreze cât mai repede și... Sunt sigur că va face o treabă bună. Ai vorbit cu el? Ce i-ai spus? Tu ai fost capitanul Universității Craiova, el a fost capitan al Dinamo, nu? Da, doar ne-am salutat. Probabil o să vorbim în zilele următoare mult mai multe. Cred că știe deja, m-a și văzut de la distanță ceea ce înseamnă știința și e o presiune destul de mare, dar cred că se va adapta și cu siguranță o să-l ajutăm și noi, cei care suntem mai vechi și știm cu ce se... mai puternici cu el? Da, clar. E un jucător bun. E un jucător foarte bun, din punctul meu de vedere. Și tocmai ce am zis, dacă se adaptează și continuă forma bună pe care a avut-o la Dinamo în ultimele luni, e clar că e un plus foarte mare pentru noi. Atunci când a plecat, a spus că cu acest lot nu avea nicio șansă la titlu, de acord? Dacă dânsul a zis așa ceva, probabil că are și dânsul argumentele lui, clar. Pentru că și noi, dacă ne-am gândit, am zis că am pierdut puncte foarte ușor cu echipele mici, însă le-am pierdut pentru că, nu că asta ne-a fost valoarea, dar chestiile mărunte fac ca să fie acolo în față și cred că nouă asta ne-au lipsit. Deci, probabil că și dânsul are dreptate, dar eu sper că după acest cantonament și... poate vor mai veni jucători, nu știu, o să fie mult mai bine și sperăm să câștigăm un trofeu anul ăsta. În opinia ta, care este antrenorul care va aduce titlul la Universitatea Craiova? Nu știu, sincer. Trebuie să vină un antrenor care să, nu știu, să ne facă să fim mult mai buni, pentru că fiecare antrenor care a venit a încercat să scoată ceva mult mai bun din noi, dar probabil că este o problemă și la noi, numai la antrenor. Trebuie să știm și să recunoaștem chestia asta. Nu trebuie să dăm întotdeauna vina pe antrenor. Avem și noi problemele noastre și dacă conștientizăm și știm ce trebuie să rezolvăm la noi prima dată, cred că avem șanse mari să ne batem la... Pe cine l-ai vrea? Nu știu, sunt antrenori foarte buni, nu pot să dau nume. Nu aș prefera pe niciunul, pentru că sunt alții în măsură să ia decizii. Au fost probleme și de atmosferă? Suporterii au scris pe gara aici așa? Probabil că s-au scurs informații și acum nu are rost eu să spun, dar cum am zis, sunt probleme pe care le avem și în interior, dar asta trebuie să le rezolvăm noi. Dacă nu le rezolvăm noi, nu are cine să le rezolve. Și sunt sigur că dacă le vom rezolva și vom fi mai atenți la noi în primul rând, atunci cred că va fi totul mai bine și vom avea șanse să ne batem la campionat și la club. În opinia ta, cine este principala contracandidată la titlu? Sunt echipe foarte bune, CFR, FCSB, Viitorul, cred că cu ele ne vom bate, zic eu. Sunt echipe foarte bune și o să vedem ce va fi în retur. Mulțumesc.